Ia uite-l și pe ăsta. De unde apăreți? Fost secretar de stat la interne, filmat de agenții de la rutier în timp ce făcea scandal pentru că a fost oprit în trafic. E vorba de un tip pe nume Bogdan Tohăneanu, fost subaltern al interesului național, să trăiți, depistat în trafic fără centură de siguranță. Domne, da, cu pe bune. Am ajuns să oprim oameni pentru că nu poartă o amărâtă de centură? La ce le trebuie lor centură? Nu e suficient că poartă tupeul la vedere? Da, dar nici voi nu stați la 50 de metri și mă opriți că n-am centură. De ce ne înjura și ne vă bate jocul? Păi chiar așa? De ce vă bate jocul, domnule Tohăneanu? Nu îmi bate jocul. Așa e frumos să-mi vorbiți ce vrei, bă? Deci, să știți că e foarte urât cum ați vorbit. Foarte urât? Păi da. Ce faceți altceva? Cu bă, cu mă, cu asta? De ce dar vorbesc tu, vreau eu dacă e. Așa vorbiți dumneavoastră? Da, așa vorbesc eu. Na, trist. Un trist plin de el care face scandal pentru nimic. Știe toată lumea că polițaii dau rar amendă pentru centură. Dacă ești inteligent și cooperezi, te cocoșează de obicei cu un simplu avertisment. Mai repede ții minte un avertisment trântit cu vorba bună de nu mai uiți în viața ta să pleci fără să pui centura decât o amendă. Asta o știu și ei, așa că ți explică la ce e bună chestia aia trasă peste burtă, te invită să o cuplezi și îți urează drum bun. De-aia îmi pare rău că n-am văzut și eu începutul înregistrării, domne. Să văd mai clar cum s-a lansat domnul secretar de stat, mă rog, fost secretar de stat, în discuția cu polițiștii. În schimb, am văzut asta și tare m-a distrat. Vă că vorbiți așa, vă da, chiar... Mă știți, nu? Dar nu se vorbește așa. Aha! Deci mă știi, dar tot insiști cu amenda aia. Păi să vă spun, asta a fost marea greșeală a polițistului. Pe bune, nu poți să faci asemenea erori. Păi da, stați așa să vă explic. Marele secretar de stat al lui Găbiță Oprea, nu pentru amendă s-a șucării fraților, nu pentru amendă i-a luat la ture pe gabori, ci pentru că nici măcar nu i-au dat satisfacția de a urla la ei: bă, voi știți cine sunt eu? L-au julit la faza asta, l-au julit în amorul propriu. Și cred că dacă îi mai pisa mult la cap, făceau și mișto de el, da, urlau în stație unul la altul. Alo, colegii, alo, e cineva care nu știe cine e domnul? Nimeni, șeful, nimeni. Vedeți șeful, toată lumea vă știe. Hai, plătește amenda ta și din gură.